Majestatea sa a ținut un discurs la Institutul Regal Elcano, renumit pentru cercetările din ultimele două decenii în domeniul afacerilor externe și al securității. Aici, custodele coroanei a pledat pentru aspirațiile Republicii Moldova de a adera la Uniunea Europeană. The objective I have undertaken with the support of both the Romanian and the Moldovan governments is one of simply ensuring that the Republic of Moldova is not consumed by the tragedy now afflicting Ukraine, that her reformist government is supported in achieving its objective, and that the people of Moldova are allowed to decide their own future rather than have it decided by others. Majestatea sa și Principele Radu au fost oaspeții Centrului Satelitar al Uniunii Europene, aflat în orașul Torrejon de Ardoz. Instituția este considerată, pe înțelesul tuturor, ochii din spațiu ai Europei și este condusă de diplomatul Sorin Ducaru. Și alți români lucrează la Agenția Europeană. Este un mediu multicultural, unde împărtășim expertiza de la o nație la alta, de la o țară la alta. Este un centru de excelență, un mediu competițional. Acest centru aduce o contribuție importantă la, în primul rând, la securitatea statelor membre a Uniunii Europene, pentru că e în măsură să analizeze anumite amenințări care vin din zone externe, poate din zone de vecinătate a Uniunii, dar și din alte zone mai îndepărtate. Directorul Centrului Satelitar al Uniunii Europene a dăruit familiei regale a României o fotografie a castelului de la Săvârșin realizată din spațiu de unul dintre sateliții agenției. Majestatea sa a glumit, spunând că a fost spionată. Sorin Ducaru a vorbit despre amenințările observate din spațiu, dar și despre cât de mult depinde viața românilor și a europenilor de analizele pe care le întocmesc experții agenției, într-un interviu care va fi difuzat în exclusivitate la TVR Info.